Laserul ăsta e super efectiv, frate, pur. Uite, acum am spulberat ăla înainte. Bă, dar uite, unii pești nu e omoară, gen. Are un rage 100% sau e... Ui! Shark Infestation, nu! A, dă-i cu laserul unii! Dă-i cu laserul unii! Armata de T-Rex Hunt, ce faceți, mă nebunilor, mă? Eu sunt T-Rex și bine v-am regăsit la încă un episod în Hungry Shark World. Alai, mă, oameni, a fost oferta aia faină atunci la Dark Magic Shark. Și ce a făcut T-Rex-ul ăsta nebun? Ăsta nu e rechinul meu negru magic malefic, mă, bătă-te, Dumnezeu pleacă cu asta de aici. Alai, și am stat și am farmat ultimele gemuri de care m-am uitat, că te blochez asta, că a fost 170 de gemuri și l-am luat, mă, oameni, aude-l cât de fain, bătă-l Dumnezeu. L-am primit la free trial în... În chestia cu Daily Reward-ul, că acum ai Daily Reward-ul ăla fain în Hungry Shark World, care să merită nemai pământ de mult să intri fiecare să-ți colectezi chestia, că-s o grămadă chestii faine, două grămadă bănuți, două grămadă gemuri și chestia m-a așteptat foarte mult ca să colectezi gemuri pentru chestia asta. Au de cea! This shark's beam can melt the moon! Ala, ai de cam eu cum ar fi să avem luna ca în Hungry Shark, ca în Hungry Shark Evolution. Dar care-i fața cu balena asta, mă, de balena, e delfin, T-Rex, sau totuși lumea e balena, că e supra-dimensionat așa. Unde n-ai, băie, stai ce? Mă, dar unde? Bă, bata Dumnezeu, nu mai... Nu, uite, nici nu mai apare acolo. În fine, ăsta ne interesează. Rechin magic negru, ala-i, magie neagră și chestii. Mai întâi, toate trebuie să-l echipez, trebuie să-l boostez cu tot felul de chestii. Ce dracu-s astea? Nu, astea așa, așa, peturile, mă, asta mă interesează. Bun, ia să încerc, trebuie să pun pe el aici. Trevor am nevoie de el și îl primeam la Daily Roar, că toată mea a zis, Terex, ia-l pe Trevor, că e bun. E bun Trevor, dar îl primeam la Daily Roar, mă, că n-ai rost să mai cheltuie resurse pe el. O să am nevoie de buddy, ăsta e bun ca naiba. O să am nevoie de tine să mănânci toate meduzele alea și o să am nevoie de tine, măi. Astea sunt cele mai bune peturi ale mele actual, din punctul meu de vedere. O să am nevoie de force field și dumneavoastră, evident. De tunul, apropo, tunul ăsta de gunoi am avut și data trecută când am avut, când am jucat cu Atomic Shark-ul ăla, știi? Dar de proști sunt, chestia asta nu se vedea, știi? Era acolo, dar eu nu puteam să văd, și cea că n-am pus-o, totuși absorbeam gunoi, dar eram retardat. Na bun, hai să ne, că mai am chestii și pe aici pe care aș putea să le echipez, cum ar fi chestia asta pe care am vrut-o la Daily Reward, uite acolo, 5% mai multă viață, alai! Oh, stai așa că avem chestii și pentru părțile astea la altele corpuri, alai, da, la Terex, uite aici, Royal Scepter, am aproape tot setul ăsta din cauza că l-am primit la Daily Reward Mocha, ceea ce e foarte fain. Bă-s faine Daily Reward-urile alea, îmi place mult că am băgat chestia asta, asta ce? Oare pot să pun chestia asta? Sper că nu dă altceva jos de pe el. Ok, nu dă altceva jos de pe el. Bun așa. Uite acolo și încă ceva. Corona o primesc mâine, mi se pare, măi. Ala, ia să ce mai am pe aici. Căștile aia blane. Uite-l, mă, ce fain arată. Ai, dica mea, ce l-am tunat, ești prost. Ia, mă, că avea și skin ăsta, ce skin are? Ni, cum arată ăsta? Ai, dica mea, cât de fain, mă, 500 de cristale cu ăsta, da. Îți dă toate alea maxate, aia e fain la skin-ul ăsta. Și arată și, arată și nemai pe mine de bine. Na, T-Rex-ul nu-și permite, bată-mă, Dumnezeu. Că nu vor să mă suțe și pe mine developerii. Na, bun, hai să mergem acum. Ce e asta? Am primit 15.000 de bănuți. A, dă-n cace, cum să refuz așa ceva? Și ce e asta? N-am suferit niciun fel de damage, dar niciun rechin. A, mai primit ceva, încă 50 de bănuți. Ale, încă 10.000 de bănuți. Fai, dica, bă, da, șocul ăsta mă recompensează, nici măcar am apucat să mă joci, deja mă recompensează. Na, bun, Dry Extinction Event, parmă-mi perle dintr-alea, bată-mă, Dumnezeu. Apropo, oameni, a apărut Bogyogi pe YouTube din nou, cine știe, cine mai aminte de Bogdan, cine mai aminte de Bogdan din nou, Gamirul, pămpălul ăla care facea videoclipuri în engleză și nu s-a percepea absolut nimic din ce facea, s-a reîntors, bă, oameni, l-am păcălit să se reîntoarcă pe YouTube, alai, și îmi plăcea cum toată lumea spunea că ai canalul meu secundar și că eu aș fi Bogdan din nou, Gamirul, și acum Bogdan din nou, Gamirul ar fi eu sau ceva de genul, habar n-am ce dracu se întâmplă, dar acum să vezi ce confuzie dau la oameni când o să vadă că suntem doi oameni diferiți în același clip. Și nu o să fie ceva de genul sunt doi la fel. No, rechinul ăsta ce e cea mai faină. Uite, cam uite ce tunat e om, uite ce e pe el acolo. Fai de cap meu. No, cea mai faină chestie la rechinul ăsta e că are o abilitate ca Sharjira, mă, oameni, în Jurassic World Evolution, nu, în Hungry Shark Evolution. Și anume, trage cu lasere, măi. Bine, nu trage cu lasere Godzilla, dar are Atomic Breath, dar asta are un laser de la Blanau care pârjolește tot. Mai mult sau mai puțin, depinde acum, nu știu cum aia funcționează. Și se încarcă foarte repede chestia, păi de cam... Ala, vină-mi cu acea... Sparge-o, măi! Ce acolo? Incoming Mutation, da, uitați că aici avem mutațiile alea. Avem mutațiile alea, sper să... ce asta mai puțină viață, bată-te, Dumnezeu! Știi ce o să mă descurc cu aia mai puțină viață? Ala, drept cu laserul dau în tine, bată-te, Dumnezeu! Ce mai trebuie? Acum lumea trage mine cu harpoane și chestii, trage-o cu laser în ei! Pot să spar minele alea, fai de cam eu! Păi pot să spar minele alea mari și rele, măi! Aute, fai de cam eu cât de blanau e rechinul ăsta, măi! Al dracu de amuzant! A, n-aute, uite! Cică părfiș acolo, cică poți da-i stila pe... Uaaaaa! Alai!
Anihilare vă dau, fraierul, uite-te și tu! N-a mai zis ceva la chestia asta! Cum dracului! Nu, ce, să găsesc o zonă asta cu multe chestii așa într-un megaraj, măi! Trebuia să fi pus chestia de megaraj, mă! Ala, vino și după ce, bată-te Dumnezeu de mine, bată-te Dumnezeu și pe tine! Aute, vai de capul meu! Uai chestia asta, uai chestia asta e grozavă, Nilai! Uite cum dau la toate alea! Uai cât de satisfăcători, uai! Uai, ala, veni și voi încoace cu prostia voastră, ce acolo? Random boost, nu vreau, aaa! Na, bată-te Dumnezeu cu random boost, ei, am și crescut! Bata Dumnezeu, random boost, mă întrebare, rasă roa când trag cu el. Alai, alai, perfect. Uite, cam ce dracu am mâncat acolo, bă, ce-a fost aia? Mă întrebare când dau cu laser roa ăla, asta, ce dracu vreau să... A, mi-o împlește și din hunger, oare? Aia-s curios. Ok, am nu știu încoace, alai, uite, uite, cam, uite câte sticluțe nemaipomenite, bă. Alai, ia să-mi, du-te acolo, mă. Bă, mișcă-te, mă, mai repede, mă, uai, a, da, stai că nu mai merge, da, e random boost, așa, uitasem, eu mă întreb, oh, doamne, de asta-i pui ce upgrade după viteză, uai, și acum am să spar chestia asta, uai, bă, da, chestia asta-i, laserul ăsta-i super efectiv, frate, pur, uai, de acum am spulberat ăla înainte, bă, uite, unii pești nu-i omoară, gen, are un range destul de șoasă, uai, uai, Shark Infestation, nu, a, dă-i cu laserul ei, dă-i cu laserul ei, ala-i. Atât l-a fost, faci că mă simt ca Superman, asta vrea să zică super rechino, dă-te jos pe mine, bată-te Dumnezeu, mă. Uai, dar ce s-a așa de hiper, uai, da, cap, toate alea mă atacă, mă. Uai, bată-vă, uite, îmi face, a, vină, eu l-am mușcat pe el și tot el m-a luat pe mine. Dă-i cu laser, rutiere, ia uite acolo. Alea, uite acolo, living the garbage dump, auzi, ai tic, am eu, n-au bun, azi și în dracul de așa, oh, rotated. Aaa, pentru asta avem butonul ăsta. Uite, ai văzut, pentru asta am salvat chestia. Na, uite-te și tu, m-am întors invers cumva s-o mi s-o. Opa, ite! A, mai adă, îmi place mie, ite anything, mă, nu mai, uite, camera tu jos. Acum sunt cea mai OP creatură de univers, nimeni nu mai poate să mă oprească. Uite-te și tu! Uite, capul meu, am devenit un vortex care trage cu lasere boostat. Fai de capul meu, uite-te! Uai, uite că am bă, sunt atomic acum, stau tot puternic, nici zi nu se mai pot pune cu mine, nici developerii n-au vreo șansă împotriva. Uai, o rotate, dai că m-am întors decât într-o parte, bine, lasă că e ok așa, T-Rex. O să trebuie să bagi aia cu inverted control, dracu, ca să-i dau skip alai. Dacă mai dau acum un word inventor, uite că am eu cu zboară punctele. Dar nu pot să dau pus când vreau eu și mă deranjează. Uite că am ăla a fost un megalodon cumva. Fa. Ua, wow, stai, ce? Uai, de camera, stai, că mi-a băgat aia cu inventă control, nu mi-a băgat încă inventă control, e bine, e ok, încă mă descurc că am totul sub control. Ala, uai, de camera, doar, bă, da, uai, de camera, până cum să mai mor, mă, așa ești nebun, că mănânci orice în permanență, uai, dar nu-mi place asta cu, bată-te, Dumnezeu, cu lumea ta inversată, uai, de camera, direct. A, ala e mega lașu, a, de la T-Rex, uite, World Rotated, ai văzut dacă n-am dat schimb la aia? Ala, perfect, uai, de camera, te sezi de aici rapid, ala. Atât a fost, cum ar fi fost să dau skip la aia acum, mamă cum zboară punctele, uai! Uai de capul meu ce aici, uai de cam cât o pesă de-a dracu, nimic nu poate să mă mai prea și fac și puncte în prostie. Bine, puncte, fac bănuți în prostie, oh-oh, oh, nu e bine, oh, nu e bine, alai, uite și un cufăr, nu! Aaaa, fie să fie, nu trebuie să fac prostia asta să ies pe uscată, dar în fine! Ba, a fost un run bun, ia să ajung la doar, na, uite, a pornit și boost-ul acum că nu mi-am nevoie. Ia să vedem, silver tire, cât pe să fac gold tire, băi, de cam cât dau, fain, a rămas sunetul ăla de boost pe fundal, bravo, așa mai mere, iau-te, băi, de cam, na, rechinul magician, ăsta e rechinul Houdini. Please reset your device to enjoy the experience. How about no? No, bun, ia să punem niște upgrade-uri pe chestia asta, în primul rând, viteza, are nevoie de foarte multă viteză, măi. Alai, bag acolo toată viteza posibilă, mai bag și aici, mai multă mușcătură, cu toate că nu prea are nevoie. Și niște boost, are nevoie de viteză rechinos. Asta e chestia care lipsește cel mai mult, îi lipsește viteza, alai. Așa, asta m-a interesat, asta și cu asta, 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 alai, bag acolo, T-Rex. Au ce câți bănuți, oh, nu, mi-am consumat toți bănuții. Ah, ce dobitoc îs, dar n-ar mica că se regenerează, nu-i problemă. Aici, în Extinction Event, se fac puncte foarte ușor. Fai de cameră, da. Bănuții vreau să folosesc ca să-mi iau megalodonul. Îmi mai iau pe dracu acum că mi-am 100 de mici megalodon, 250. Am zis că hai că dacă cheltui 200 de mii de bănuți acum nu are nimic. Dar nu fix pe dracu, am cheltuit pe toți. Dar bă, rechilul ăsta e distractiv, îmi place. Alai. Fix asta așa să glitch jocul ca să-mi dea hangry-ul ăla. Alai. Există un bug în Bluestack și îmi dă hangry-ul mereu că mă duc în partea asta stânga ecranului aici. Am descoperit o fel de șmecherii, m-am adaptat la mediu. Așa, și acum o să mă fac gigantic. Sper să nu-mi dea tiny shard dracu sau ceva, să-ți zice toată chestia asta. Uite-l acum, devine, uite-l acum, devine înfometat și gigantic.
Ala, auzi, bă, dar nu-s foarte mare. E, dar totuși arată fain, ala. Și pornești și laserul ca să fie acolo. Era fain atunci când devine hungry să meargă și laserul, dar mere și așa, dar ce nu, auzi, bă. Fai de cam eu cu un devorez tot aici, sunt o mașinărie, ești nebun la cap. Ale, mănâncă și mine, uitați că pot să mănânc și aia cât timp. Pot să mănânc absolut orice cât sunt hungry, dracului, ale. Că sunt fomet, oi de-a capul, ale, și un goraș acolo, bine meritat. Cel la 100 mai puțin bus sunt ok cu treaba aia, iată. Opa, elicopter? Nici un elicopter pe aici nu supraviețuiește laserului meu. O, iar așa. Iar am primit hungry ăla, ești nebun? Ale, am greșit jocul o dată, hai de, cam ăștia de obisor știu de chestia asta. Bine, i-au spus că n-au suport pentru emulatoare, așa că cui pasă? Alai, și mai sunt o dată hungry. Uite-l. Hai da, bagă viteza acolo, tovarășe. Alai. Și încă un laser la voi. Uite, cam eu de cu slow motion ăla blană, măi. Atât au fost. Uai, cât de faină e. Atât. Bă, da, mi-e foarte sila să farmez pentru perle de-astea, să-mi bag picioarea, n-o să vă mint. Mi-e atât de sila să farmez pentru perle. Alai. Apa. Bă, da, hungry ăla nu s-a aplicat acolo, ești nebună, ăla n-a mers. Opa, Lena, măi! Atât! Uai, cu goraș, măi! Bă, vă imaginați câte puteau ăștia să facă dacă aș juca la modul ăla normal? Habar n-am cum să mește modul ăla, survival, dracu să-l ia! Dar voi dați seama câte puncte... Uai, de cam eu laser după laser, ești prost? Uai, de cam eu cât de fain e să dea, dracu! La ce mai trebuie să mai mănânc chestii când pot să le anihilez cu laserul meu magic? Alai! Uite pe aia mare, uai, de cam eu v-am făcut-o acolo! Uai, ferm, uai, ce să-l să fac, tot ești prost! Uai, de cam eu nici jocul... Nu! Uai, bine că am fost și dă-te jos de pe mine, că te anihilez, doamne ferească, că am intrat cu fața în aia. Alai, veniți în coace, mă, peștișor, măi. Oh, uite de liror, bă, mă întrebare, am... Nu! Fuu, ce era să pe asta nu pot să iau încă. Uai, tiny shark, așa, uite cum, ce mai trebuie, mă, Trevor, cui trebuie Trevor, că dai, uite, poți să prăjești și gunoaiele, ești nebun. Uai, tiny shark, uite-te, știu că sunt un peștișor de acvariu, alai. Fix pe aici mă duc. Alai, vino în coace cu coană, unde crezi tu că fugi de mine? Alai, uite cam eu, uite cum îmi scapă pe aici. Alai, bag acolo. Uite punctele cum vin la mine, tăte punctele să se strângă la mine acum, fai de cap eu. Bă, dar jocul ăsta e atât amuzant când ești atât de puternic să dea dracu. Alai, venim și voi încoace mă peștișori. Știi care e partea bună la chestia asta? Când ai random boost-ul și nu poți să dai sprint sau ceva, te ajută la serata să spargi obstacole. Fai de cam ce asta, low gravity, aia nu mă afectează. Ia asta așa ce mai... Uite pește aici, ale, veniți cu acea mă vă Dumnezeu. Uai de cap meu. No. Ale, sper să mai dea dracu un tiny shard să reverseze chestia asta la normal. Acum nu mă deranjează așa de mult, dar știi care e faza? Ți-e greu să mănânci mai multe chestii, na. Oh, doamne ferească, Dumnezeu. Oh, uite acolo, vină cu acești tu. Ale, era fai ca Gem Fiușoa să-ți umple dracu. Să-ți umple zi, laserul, să-ți umple full, cum ar fi fost asta? Mama, aș fi spama lasere pe aceea în prostie. Ia fi atent aceea, bam, bam, alai, ai văzut ce simplu e? Uai, cât de ușoară îți face viața rechilul ăsta, ești nebun la cap. Ai de cap, nu uite, oh, nu, boost drains health, bată-te Dumnezeu, știi ce, o să mă descurc cu chestia, o să mă adaptez la chestia și o să supraviețuiesc cu ea, nu nicio problemă. Alai. Ala, vino și tu încoace, bată-te, univers, atât, toate chestiile, uite, cam, uite ce e aici, uite ce e aici, uite ce nu mai e aici, uai cât îmi place laserul ăsta, ce mai, că asta e rechinul meu preferat la ora actuală, după Mr. Snappy asta, după Mr. Snappy asta, cred că e preferatul meu, vino încoace și tu, bată-te, Dumnezeu, ala, e o balenă pe aici, era o balenă pe aici, acum nu mai, a fost pulverizată de laserul meu, nemai pământ în ochi, energia malefică de a universului mă umple cu forțe. Ala e perfect și iarăși. Vino în coace. O, Doamne, pești spadă, ce stă așa, mă, Marlin de aia de norocit. Bată-te, Dumnezeu, aude. Mamă, câți pești ăstea sunt aici. Ai, diga, mă, vai, cum să-mi iau așa? Glup, fi sau cu drag să-mi iau așa, că nu mai mi-aduc aminte. Ai, diga, mă, sunt foarte sățioși cu ei pasă. Ala e, aude aici, meduze, nicio treabă n-au, aude. Fai, diga, mă, bă, da, chestia asta, cred că asta e cea mai puternică de kind-ul joc, stai să te gândești așa. Pentru că laserul ăla care se încarcă așa, Doamne ferească. Se încarcă relativ foarte repede când mănânci. Sper să distrugi literalmente orice, mă, battle, Dumnezeu. Oh, nu, inverted controls. Dăm să schimb. Ala-i, mega rush, ala-i. Inverted controls, pa dracu. T-Rex are controlul aici pe deplin. Nu-mi ordon tu mie ce să fac jocule. Eu îți ordon ție ce să faci. Ala-i, și cum aș vrea să mai dea un inverted control pe aceea de dance skip la aia? Da, așa să-mi fac în ciudă. Ai da capul meu. Ai da capul meu. Uai, rechilul ăsta e insane, uau, nu, stai, nu intra în mâine aia, T-Rex, uite, cam, dacă intra în mâine aia, cred că întunau toate intestinele mele, cred că cea, nu, uai de cap meu, aaa, să fie, frate, eram atât de aproape, da, uite, am ajuns 100 de parte și, nu, mă costă 3 gemuri, dacă mă costa 1, dădeam, dar așa, nu mai dau, știi ceva, zic, nu, ba picioarele, alai, gold tire, atât, auzi ce frumos, 20 de perle la T-Rex acolo,
Și l-am dus nivel 6. Alai, nivel 7, hai, da, du-te nivel 7, du-te nivel 7. Nivel 7, du-te nivel 8. Du-te, mă, nivel 8, du-te, du-te. Nu s-a dus. Sekiro, stai, da, dracule, trebuie să mai joc încă o dată. Alai, azi, mai există alte regiuni pe asta? Încă n-au adăugat alte regiuni la Extinction Mordor. Să fie, mă, întrebare, cât era că o să bage cei, nu știu, poate zona arctică sau cea, sau habar n-am, nu cred că o să mai fie zona arctică, dracule, că îți dai că s-a topit toate cauzele glaciare de la nenorocirea astea care se întâmplă. Da, bun, hai să mai dau un curam cu chestia asta, mamă, că îmi place al dracu de mult rechinul ăsta. Ei, fain rău de tot. Cine a fi căzut că o să placă ceva mov atât de mult? Ai, dica, mie că nu prea-mi place culoarea asta, mov, se pare ciudată. Dar e că o să arată nemai pe mine. Ala, da, am greu la încaci, așa de început. Și fix în direcția asta o iau și mă duc ca un iesătul pe plajă, iau pe toată lumea, am plecat, ai dracu. Oh, nu, cealaltă mai puțină viață, direct a început-o bine, hai că m-a luat, perfect. Ala, și acum spargi chestia asta, și acum hai să ies dracu din zona asta, deci să găsesc peștia blanao pe aici, ala, o balenă, ceva ar fi fain. Ala. Trec prin barca, nu prin barca, pe acolo nu nimica. Aia o zonă care nu se merită, ala. Ai decât așa, nu știu, ca precauție sau ceva, nu știu pentru ce dracu în barca aia, că nu prea că se știe și chestia. Cred că mai e mult o momeală pentru fraier, ca să atragă în capcană, ala. Ia să dau și cu laserul ăsta, ala, uite acolo, fai de cameră, drept gorraș iarăși. Ra, chestia asta e un gorraș generator, ești nebun la cap. Ala, du-te acolo, bătă-te, Dumnezeu, bă, ce s-aude, bă, trec avioane pe la mine, ce dracu, ce începe al treilea război mondial, deja așa n-am fost chemat încă, fata vă Dumnezeu, cred că eu am crezut doar că o să începe al treilea război mondial. Veți ca ce băi, alai, fata vă universul, uite acolo, trec pe usca, ce face domnul ăla aici, lucrați, munciți, nu știți că se stau acasă, nu se mai lucrează iarăși, fiindcă a început o pandemie, dracu, din cauza cu oamenii proști. Și că nu le e frică de viu și de chestii astea mortale, bată vă universul să vă bată, uite ce e aici numai la mine, teren minat, fix pe dracu îmi pasă mie. No, uite aici. Știi că e vorbea că evită-l ca o ciumă, știi? Aparent oamenii nu prea de reinventată vorbea, din cauza că oamenii nu prea știu să se ferească de chestii de astea, că sunt prea proști. Dar n-am, ce să faci? Aștia sunt oameni, ăsta e secolul. Dacă nu spune Zuckerberg pe Facebook că nu-i bine să ieși din casă că te îmbolnăvești și mor, dracu, și îmbolnăvești și pe alții. Și om, oi da cap. Ai ce-a fost aia acolo? Oi da cap. No. Drag paci frumos, alai, du-te în jos, nu, low gravity, du-te în jos, mă. Păi, de cameră, nu mai am control asupra gravitației dintr-o dată. Oricum, înapoi zero gravitație, alai. Atât, vă da, înapoi zero gravitație, oare cum funcționează treaba asta? Uite aici, uite cum prăjesc-o, păi, de cameră, nicio treabă, n-am puțin în pasă de ce să întâmplă aici. Uai, vreau așa ceva în viața reală. Noi mai da. Na, perfect, mi s-a dus gorașul fix, am intrat cu capul în mine, aici nici măcar am ca să o lovesc cu laser. Random boost, perfect. Uite, cameră, asta e perfect, după ce mai am și puțin avia, uite. Mai de cameră, nu lasă-mă în jos, măi. Alai. Lasă-mă în jos, Lucifer blând. Atât ți-a fost. O nu stai ca alea, nu poți să mănânci, nu se rechinul atomic. Alai. O doamne. Ia vino știu cu ce. Vino știu. Na, uite-te și tu că nu poți să spar că n-am bără random boost-ul vieții mele. Dă-i mai el. Dă-i mai. Dă-i cu laserul. Așa. Gata, hai că mi-am curățat poteca. Bă, puteam să-l ocolez, dar vreau eu să-l omor neapărat că stătea în cap. Alai. Uite aici. Fai de cameră, ce se. Human invasion. Alai. Uai, human invasion ăsta o să fie foarte binevenit. Uai, uite ce e acolo, mă, numere faine. Ala, vezi să încace human. Nu e bine, am nevoie de ajutor. Hai da, mâncate arciuma. Hai da, alai. Vreau încace, mă, bată-te, Dumnezeu, humanule. Alai, atât. Acum cu laserul ăștia direct, uite. Uite-te și tu ce le fac, ești nebun. Uai, dica meu, bă, rechelul ăsta cea mai bună adiție în joc, să dea dracu. Uite-te, iar cu laser. Stai că nu e laserul, gata, vreau să fie. Am nevoie de laser. Alai, de la T-Rex. Alai, uite, fai de cap eu cum anihilez în ăștia aici. Uai, tai în carne, vie încă un cufăr, bun, de lângă ce. Am nevoie de o zonă deschisă, boost drain health, Uai, știi ceva, o să mă adaptez și la chestia asta, supraviețuiesc, dar problema că random boost-ul ăla mă sabotează rău. Uite așa, alai, du-te dracu încolo, așa. Așa, uai de cam eu cu moru am. Ai da, cap meu, oameni mulți la suprafață, din câte am înțeles eu pe așa. Este o suprapopulare de oameni. Și eu trebuie să fac datoria de man-eater. Ca să, ai da, capul meu, mega raș. Alai, du-te acolo așa, direct în jos, du-mă în jos. Pacă pustul ăla, că pierde garajul. Doamne ferească, perfect, hai da. Uai da, cam ce-a fost, bă, elicopter, a fost o fantomă decât. Mamă, ce nu-mi place mie gravitația că n-am boost, că nu pot să dau boost de loc. Uai da, cam eu direct un submarin acolo, nicio treabă n-a avut săracul. Uai, l-am externat pe fața pământului, uite așa pe partea asta, pe unde e dracu? Submarine, alai, boom. Doamne, cât de tare. Alai, vino știu cu ace. Alai, uite pe acolo, nu știu ce dracu, nu mă duc. Deocamdată, dacă nu o să mai găsesc mica bună. Uite ce-i pe aici. Uai, veniți aici la laserul ăsta, blanau. Uai, de-acamă câte submarine, uai cât îmi place human infestation-ul.
Human infestation, human invasion, dar până la urmă tot o infestație de oameni, nu-i așa? Fai de camel. Distrugere, anihilare, exterminare și carnagiu. Toate într-un singur video. Wow. T-Rex ăsta e foarte personal. Slower boost. Uai, slower boost, sper că nu mi afectează și starea. Am nevoie de proteine repede, am nevoie de mâncare. Uai, am nevoie de mâncare. A, vino încoace. Vino mă încoace. Ala, l-am mâncat. Și am murit dracului. E foarte greu. E foarte greu cu random boost, cu boost damage health și cu 50% less health. E greu ca dracu să supraviețuiesc. Să-mi bag picioarele dacă nu. Uai, te chinuie rău. Dar mă, n-ai ce să zici, satisfăcător ca naiba. Cred că faci la puncte cu ăsta, cred că cu ăsta nici măcar n-ai cum să mor deja, că n-ai avea mutațiile alea. Cred că rechinul ăsta nici măcar n-am putea să mai moară într-un raj de ăsta obișnuit, știi? Dar nu, în fine, mă, oameni, cam aici vreau să ghiși o videoclipul ăsta. Ăsta e rechinul magic cu energii de alea pozitive, nu pe dracu. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să mergeți în descriere acolo, că am lăsat link-ul Boggy, să mergeți acolo pe canalul lui, că s-a apucat și el de chestii faine. Jucăm prima ca Extinction, îl cică la cap să facă videoclipuri acum, Battle Dumnezeu să vezi, aie, cam nu, uite, deși o să-mi fure locul omul, chiar îți spunea ceva mai devreme, ne-a scris ceva un comentariu pe acolo, zicea că eu mă duc imediat să mă abonez la el, că oricum o să te depășească și o să fie mai bun ca tine. Ca să vezi tu ce susținători am, Battle Dumnezeu să mă lași de YouTube 5 ani de zile, să vedem cum e, vă convine atunci, v-ar conveni? Tot ți-ai dracu să fii, dar până atunci, oamenii, vă mulțumesc în toată atenția voastră, tot suportul oferi și noi o să revenim cam 5 ani de viitoare, hai pa!